Explozie violentă într-un bloc din Constanța. O femeie a fost rănită după ce butelia de la Aragaz a sărit în aer. Vecinii s-au speriat îngrozitor și au sunat la 112. Proprietara a suferit arsuri de gradul 1 și 2 și a fost dusă de urgență la spital. Apartamentul a fost complet distrus. De asemenea, au fost afectate și locuințele de deasupra, dar și două mașini parcate în fața geamului. Din fericire, explozia nu a fost urmată de incendiu, iar pompierii încearcă acum să afle din ce motiv s-a produs deflagrația.